APASERV a achiziționat aproximativ 70% din aparaturile necesare pentru a lucra în condiții excelente. Vorbim despre aparate, mașini și utilaje, care nu numai că sunt de ultimă generație, dar vor ușura enorm munca angajaților. O parte dintre ele vor fi folosite pentru a detecta spărturile din sistemul de țevi. Au fost livrate... Uh, astăzi, uh, echipamente pentru uh, un autolaborator complet cu echipamente pentru detecție pierderi, format din uh, toate uh, echipamentele și accesoriile necesare de acestei activități. Există în uh, cadrul acestei uh, dotări uh, echipamente de la localizarea conductelor de apă uh, metalice, nemetalice prelocalizarea defectelor, localizarea exactă a spărturilor prin mijloace tehnologice moderne și absolut toate accesorile necesare pentru a desfășura în condiții bune această activitate. Nu este pentru prima dată când Societatea de Apă din Valea Jiului are astfel de echipamente, dar acestea de acum sunt absolut de ultimă generație. În plus echipele care vor lucra cu ele sunt acum instruite de specialiști, iar pe viitor orice spărtură ar putea fi detectată, chiar înainte de a se vedea apa la suprafață. Dacă o parte din echipamente se folosesc pentru prelocalizarea spărturilor, altele se le folosim pentru localizarea exactă a acestora. Există echipamente pentru analiza rețelei, chiar avem lângă noi un echipament care uh, are peste 40 de logeri care se montează pe o uh, rețea de alimentare, făcând astfel o analiză a întregului sistem într-un cartier, să spunem. Uh, aceste echipamente vor uh, uh, transmite informații despre modificările parametrilor de uh, alimentare cu apă, astfel încât din timp să putem uh, uh, lua uh, act despre eventualele probleme care, care există în rețea. Scurtăm timpul de remediere a avarilor, dar aici rezolvăm o mare problemă. Există în rețele de alimentare cu apă pierderi vizibile și pierderi invizibile. Pierdele vizibile știm cu toți, iasă apa din pământ, intervenim, săpăm, facem. Pierdele invizibile, care sunt uh, nu puține la număr, sunt acele pierderi care și datorită reliefului din Valea Jiului, apa se duce prin bolăvănișuri, prin, prin, pietrișuri, către torenții și pâraele și râul Jiu. Astfel că ele nu se văd, se duc în pământ. Cu aceste echipamente putem să identificăm și acest gen de probleme. Peste un milion și jumătate de euro a fost investit în acest proiect, iar aparaturile ce au fost achiziționate sunt de ultimă generație. Apa va avea și un laborator auto cu care se va stabili calitatea apei, scule și echipamente specifice pentru alt gen de intervenții, un bul de excavator și un utilaj pentru intervenții la canalizare.